Da. Bună ziua, dragi prieteni ai emisiunii Universul la Feminin de la Radio Shalom. Este o zi caldă de vară, frumoasă, suntem în plin sezon estival și m-am gândit să vă aduc un zâmbet fermecător și o personalitate fascinantă, foarte caldă și apropiată. Vorbesc despre doamna Sandra Sadeh din Israel, despre care știu că deja ați auzit și dacă n-ați auzit până în 2019, ați început să auziți de mai mult despre ea din 2019 când ne-a vizitat și am citit niște interviuri foarte elogioase. Și dacă îmi dai voie, aș vrea numai o secundă să spun ce scrie aici, ce am citit în presa din 2019, da? Iată ce scrie, pentru că întotdeauna invitații sunt modești și nu spun lucrurile în adevărata lor grandoare, să spunem. Sandra Sadeh, cea mai iubită actriță din Israel, e româncă. Domnia sa a spus printre altele, îmi lipsește mâncarea românească, îmi lipsește limba, îmi lipsește tot. Veți auzi o perfectă vorbitoare de limbă română, care a părăsit țara în anii 60 și iată că a rămas la fel de tânără, proaspătă și cu o limbă impecabilă. Bună ziua, draga mea, și îți mulțumesc din suflet că ai acceptat să vii astăzi să vorbești cu ascultătoarele emisiunii Universul la Feminin. Bună ziua! Mă emoționez foarte mult pentru că vorbind limba română e ceva care e un dor care nu se termină niciodată. Nu prea am cu cine să mai vorbesc. Părinții mei și bunicii mei sunt de mult plecați și am veșnic un dor de vorbit românește. Cu fratele meu vorbesc puțin, dar ador limba română și citesc cât pot, dar sunt îndepărțită de vreo 50 de ani de limba asta dragă. Mai mult de 50? 56, wow! Și am o ocazia să vorbesc cu tine, pot să te tutuiesc, Serina? Eu am și început cu îngăduința ta, noi am vorbit numai câteva minute înainte a acestei înregistrări, dar ne-am simțit din prima clipă foarte aproape și mi-a încălzit sufletul, pentru că ai spus, putem să avem un interviu în direct, nu trebuie nimic pregătit, eu tot asta sunt. Și mi-a plăcut enorm. Și aș vrea ca acest interviu să fie cum ți-l dorești și să rămână pentru noi o amintire caldă și o ediție de colecție. Pentru asta am să te întreb unde te-ai născut și cam când ai, cum au fost primii pași ai tăi aici în România. M-am născut în București în 1949. Și am locuit pe strada ce se numea atunci Profetului numărul 9, lângă Biserica Silvestru, care era un fel de centru al vieții nostru. Și chiar dacă eram evrei, ne plăcea să mergem să vizităm biserica tot timpul. Ne făceam cruce, primeam cadouă la gură ce ne dădea popa și adoram plecatul la biserică și nu de mult am fost invitată de Teatrul Național să vedem o piesă care a scris-o o bună prietena mea și tradusă de Edgard Bittel și noi infractori la Teatrul Național anul trecut. Da. A fost în general o experiență foarte emoționantă, dar m-am dus și am vizitat imediat primul lucru Biserica Silvestru. Și asta a fost copilărie tare plăcută, tare dulce în multe aspecte ale vieții. Și cum spune altă actriță româncă din Israel, Lia Kenning, o dezrădăcinare e veșnic o dezrădăcinare. Și a rămas acest dor de limbă, de locuri. Și atunci când am avut ocazia, am mai fost la București, dar de data asta m-am dus la fosta noastră casă din strada Profetului și a fost foarte tulburant. Cred asta, cred. Și iată că ați ajuns în Israel într-o perioadă destul de, să spunem, tumultoasă și nici tu, nici familia nu ați fost, să spunem, intimidați de acest nou început
Și începutul a fost foarte frumos pentru tine, frumos. Greu, fără îndoială, dar frumos. Da. Prima dată când am ajuns în Israel, am locuit la ceea ce se numește aici Maabara, adică erau căsuțe de lemn, micuțe de tot pentru familii. A fost un șoc la început, dar repede ne-am obișnuit. Am venit cu bunicii mei adorați și imediat mama mea era profesoară și cântăreață de operă și ea și tatăl meu avea o voce genială. De la ea am luat toată iubirea pentru teatru și pentru artă. Și tatăl meu era tenor, ea era sopran și s-au cunoscut. Soțul meu face vesele la bucătărie. L-am rugat să închidă. Foarte frumos, e foarte frumos pentru că suntem într-o emisiune pentru doamne, da. E un mare actor, mult mai mare ca mine în Israel. În orice caz, unde eram cu povestea și mama și tata, tata tenor, mama soprană, s-au cunoscut la Academia de Muzică din București și au continuat aici, acum au venit aici, au început imediat să apară ori la opera din Israel, care era opera condusă de Edith de Filis atunci. Cine mai e de vârsta mea ține minte poate numele astea și pe urmă au trecut la un fel de musicals unde le câștigau mult mai mulți bani și au lucrat acolo la cor, dar erau niște musicals uluitoare, My Fair Lady și de aici cunoscute Casablanca, fel de fel de musicals minunate și ei acolo munceau și mama mea predea ziua lecții de canto și cum am venit, am primit de la președintele țării un pian cadou, pentru că el ne-a vizitat pe vaporul cu care am venit la Haifa și mama mea a povestit că este cântăreață de operă și profesoară și atunci el a întrebat cum, ea știa foarte bine engleză și știa să vorbească engleză bine și a povestit lui în engleză și atunci el ne-a făcut o surpriză și ne-a dus la acest loc în Bat Yam, unde locuiam la Maabarat Bat Yam, i-a dus lui mama mea un pian și pianul n-a intrat înăuntru, că ușa era prea mică și atunci l-am lăsat afară și i-am făcut un fel de acoperiș așa și toți copiii veneau și cântau la pian. Și pe urmă, acum vreo 2-3 ani, a fost un concurs de muzică care era pe numele acestui președinte, Moshe Sharet, și eu am fost aia care am prezentat această seară de concurs de muzică și le-am povestit la pianist și la muzician povestea asta, că când am venit în Israel, același nume al Domnului care acum se dau cum se numește, vezi cât știu de bine românește, tot mă încurc, se dau milga, se numește, se dau o sumă de bani pentru tinerii care să învețe mai departe muzică, domnule, care, pe numele lui Moshe. Ca un fel de bursă. Ca un fel de bursă, exact. Da. Și concurs, cine primește bursa mai mare, cine primește bursa mai mică și e pe numele lui domnului Moshe Sharet, care pianul lui e la mine acasă acum. Dacă încep, nu mai termin, Serina. Nu. Eu să știi că te ascult vrăjită și sunt absolut convinsă că la fel ascultă și cei care ne urmăresc, pentru că avem deja ascultătorii noștri fideli. Vroiam să te întreb, să trecem acum puțin timp, cum l-ai cunoscut pe soțul tău, care este și el un mare actor, și iată, poate într-o dată viitoare va voi să ne vină aici în vizită la emisiune. Da, el bineînțeles nu știe românește. El e născut aici din părinți care au venit din Bulgaria. Așa că la mese suntem apropiați unul de altul. Ne place brânzetele mea cu roșii
și fel de fel de mâncăruri care sunt apropiate între cele două popoare, să spunem. Dar el este Sabru, s-a născut aici și aici el e un mare actor. Am învățat împreună teatru, acolo ne-am cunoscut ca elevi și am continuat până azi. Este foarte, foarte frumos. Eu am citit tot așa, pentru că m-am documentat puțin, așa cât se poate din media, pentru că contactul direct abia acum l-am avut, că îți place să gătești, să faci salată de vine, de bună, bună, sarmale, topitură cu maliguță, să spun bine? Sigur că da. Asta e parte din dorul care nu se termine de tot ce este în legătură cu țara mea natală, cu România, mâncărurile românești. Avem noroc aici, avem și restaurante românești foarte bune, așa că uneori putem să mergem să mâncăm mititei dacă ne e dor. Dar da, bucătăria română este aici foarte apreciată în Israel și în bucătăria mea personală îmi place să gătesc salată de vinete, ce ai spus tu, Serina, și mămăligă și toate bunătățile care le avem. Eu cred că nu există cineva să spună că nu iubește salata de vinete. Eu, în jurul meu, am numai iubitor de salată de vinete. De la o vreme am... Facem da, te rog. E la gaz când facem vinetele, dar merită. Merită, e bine, pe căldura asta este și greu și degeaba spune că noi putem cumpăra tot ce vrem și nu mai trebuie, dar parcă n-are gustul ca cel făcut de noi în bucătăria noastră. Sau categoric. Da, puțin așa. Înțeleg că consider că pensia, toată lumea fuge de cuvântul pensie. Eu una vreau să-ți spun că după ce am ieșit la pensie, am început o nouă, cu totul nouă viață și în domeniul jurnalistic și al scrierii. Așa încât pentru mine pensia este un lucru frumos și văd că și pentru tine, pentru că într-un interviu ai spus că faima și putem spune gloria pe care o ai este chiar mai puternică acum la pensie. Zic bine? Categoric. Eu am fost totdeauna cunoscută la publicul care iubește teatru. Că am avut noroc să joc fără oprire de la 24 de ani când am terminat școala de teatru aici. Până în ziua de azi am lucrat tot timpul la teatru și în România am lucrat puțin la teatru. Am făcut la radio ceva cu Silvia Chicoș. Și aici, în orice caz, lumea care te cunoaște de la teatru e mult mai puțină decât lumea care te cunoaște de la un serial de la televizor. Aici, la 60 de ani, când am avut 60 de ani, acum 11 ani acuși, am început un serial la televizor unde joc o femeie foarte rea. Nu pot să cred. Da, asta înseamnă marele actor care poate îmbrăca orice mantie. Dar textele care le spun sunt de o doamnă care e un fel de bestie. Ăsta e adevărul. Adică spun mai ce nu ar trebui să spună. Și de 10 ani acest serial continuă și acum în noiembrie avem începem să filmăm a 8-a stagiune. Și acest caracter, care o cheamă Ricky Rosen, m-a făcut pe mine aici foarte cunoscută și în mod surprinzător, foarte iubită de public. Și am fel de fel de fans de 8 ani. Și întreb, dar ce găsiți voi în doamna asta enervantă la 8 ani? Da, ne place că nu poate să sufere... cum se numește soția băiatului, este... Nora. Nu poate să sufere pe norele ei și le pune la punct totdeauna. Așa un copil de 8 ani îmi spune. Ori, bineînțeles, fiind actor, ăsta e un vis care se îndeplină ca să ajungi la publicul larg, din toate casele. Da. Este fantastic.
Aș vrea puțin să ieșim din sfera profesională și să ne spui, în afară de gătit pentru prieteni din când în când, ce hobby-uri, ce plăceri mai ai? Mă gândesc acum cât să fiu de sinceră cu publicul care ne ascultă. Cât vrei. În primul rând, eu îmi place să fac sport. Îmi place să fac pilates și când nu-mi place, mă oblig să-mi placă. Pentru că, fiind actriță, cred că e o parte din self-work, din disciplina care trebuie să aibă orice om, bineînțeles, dar bineînțeles un actor, ca să apară pe scenă într-un corp neutral și cu putere. Deci, sportul este un fel de obligație care a devenit o mare plăcere pentru mine. Nu orice sport, dar pilates și yoga încerc să fac cel puțin de 4 ori pe săptămână și asta este pentru mine o parte foarte dominantă din viață. Acum să spun ceva la doamne și domnii sunt rugați să plece de la televizor, să nu ne audă. Eu am 71 de ani în octombrie și mama mea totdeauna îi plăcea să spună cu 10 ani mai mult. O întreba, câți ani ai? La 70 de ani spunea, am 80. Toată lumea îi spunea, vai ce bine arăți la 80 de ani. Dar eu am fost totdeauna sinceră că am făcut de la o vârstă destul de tânără, mi-am făcut până azi 4 operații estetice și s-ar putea spune că m-am vândut la această plăcere. Pentru că, într-adevăr, lucrând la televizor, faptul că am avut curajul și dorința să ies la așa o aventură, mai mult sau mai puțin odată la 7 ani mi-am făcut încă ceva puțin, la frunte puțin aici, domnilor, nu-i pentru voi, numai pentru doamne. Și acum e ceva care te bucură în fiecare zi. Nu numai pentru faptul că poți să apar la televizor și să nu simți că e aici așa, că e aici așa, aici e așa. Și zic, da, eu am avut acest ajutor, ca să zic, prin faptul că n-am încotro, trebuie să fac lucrurile astea. Dar eu cred că este orice... pentru tine, în primul rând, deci înțeleg că e pentru moralul propriu, în primul rând. Pentru ca să ne păstrăm... La orice meserie... Când ai curaj să faci, în loc să mergi de 3 ori în străinătate sau să cheltuiești pentru altceva, îți faci operație și pe urmă sunt fel de fel de lucruri în afară de operație, care azi sunt un fel de știință frumuseții, se numește la noi, și îți faci o droaie de lucruri și știu că actrițele și multe femei în România fac lucrurile astea minunate, care cadouri pentru ca să ne păstrăm cât putem să arătăm mai bine și asta te face mai fericit în viață. Contează foarte mult și este important că ne-ai împărtășit asta. Mulțumesc da, foarte mult! Da, eu cred. Și am fost odată la un interviu cu un mare psiholog israelian, foarte cunoscut, și el mi-a spus, uite, s-a făcut un... cum se spune, cercetare științifică că oamenii care îndrăznesc să facă fel de fel de schimbări care să îi ajute să se simte mai bine, mai frumos, ca operațiile plastice, devin mai fericiți dacă ar fi, spre exemplu, câștigat câteva milioane de dolari. I-am spus, chiar așa? Mi-a spus, chiar așa. Da, pentru că în cele din urmă, nu banii înseamnă fericire. Sunt atâtea lucruri importante pentru noi, pentru prietenii noștri. Prietenia reală și adevărată este un lucru iarăși foarte important. Încercam să discut acest lucru cu domnul Bittel data trecută. Da. Am avut o prietenă foarte bună în România, pe numele... Vica Tanciu era sora lui Lia Tanciu, care a fost la televizor ani de zile în România. Nu știu dacă numele ăsta îl cunoști. Da. Vreau să-i spun sărutări din Israel.
Eu voi avea grijă împreună cu colegul meu, Alex, să apară acest YouTube foarte frumos. Partea de Zoom dintre noi două va rămâne ca atare, dar vom avea și un YouTube în care aș vrea să inserez melodiile care îți plac. Dacă ai vreo melodie sau o dedicație de suflet de făcut, cu dragă inimă o putem face. O să-ți cânt una, Diu. Oh, da. Ești bine tu, e de bine numai primăvara. La-ri-ri-ra, 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 la-ri-ri-ra. Ești superbă, ce să spun? Pentru mine a fost un regal să vorbim acum și sper să vorbim și altă dată. Vom mai avea atâtea de vorbit. Mulțumesc mult, Serena, am avut mare plăcere. Mulțumesc, draga mea, și îți doresc multă, multă inspirație în tot ce faci, cu drag, sănătate și toate bune. Sănătate în zilele de azi e cel mai important, te-am pupat. Eu, cu mult drag, îți mulțumesc, pe curând. Pa!